mai departe ceea ce poate să facă Moodle, la ce este bun Moodle, cum poate fi folosit în perioada aceasta în zona educațională. Este de menționat că eu sunt Elena Dochie, sunt director general al companiei Learning on Software. Alături de mine este și colegul meu Cosmin Herman. Cosmin este directorul tehnic al companiei, dar în fapt, cu adevărat, ceea ce este el, este managerul comunității Moodle din România, în sensul că el păstrează de peste 10 ani legătura cu utilizatorii de Moodle din România și din Republica Moldova. Ok, bun. Bună ziua tuturor, vă spun și eu. Te rog. O să avem, astăzi o să avem intervenția noastră, o să fie, o să se deruleze în două secvențe. Prima secvență este legată de platforma Moodle Open Source, așa cum este ea, să spunem, venită de la, de la Moodle. Moodle este un proiect derulat în Australia, acolo a început, de fapt, de către Martin Fujiamas, care este fondatorul și cel care a avut această viziune privind educația deschisă pentru toți. Acest lucru este foarte important de menționat, faptul că este un proiect non-profit. Asta, așa a fost el gândit, să fie la bază un proiect non-profit care să aducă educația în toate școlile, în toate instituțiile din întreaga lume. În aceste zile, echipa de la Moodle se luptă din cât poate de tare să se asigure că toate școlile din întreaga lume au acces la această platformă prin parteneri sau direct din cloud-ul Moodle. O să vă povestesc mai încolo care sunt și posibilitățile prin care puteți ajunge la această platformă. Ideea este că această mare comunitate de Moodle din întreaga lume depune foarte mari eforturi să ajungă ca educația să fie facilitată pentru toate comunitățile izolate, toate școlile care în acest moment nu reușesc să, evident, aibă aceste întâlniri în clasă. Ceea ce este corect, platforma Moodle este dependentă, ca majoritatea aplicațiilor, de existența unor echipamente. Este suficient și existența unui smartphone, dar este nevoie de a exista un echipament și conectarea la internet de asemenea. E-Learning and Software este partenerul Moodle pentru România și pentru Republica Moldova, iar proiectul CRED este pentru noi un proiect de suflet, pentru că, printre altele, știm că cei de la IS au folosit sau folosesc o platformă Moodle pentru furnizarea de formare către cadrele didactice. Este o platformă gratuită pe care o administrează ei înșiși, deci aceasta demonstrează că este o platformă foarte adaptabilă, fie că e vorba de instituție de anvergura ISCE, fie că este vorba de o școală cu, nu știu, 200 de elevi sau 5.000 de elevi deopotrivă. În 2001 a apărut prima oară platforma Moodle. De atunci a avansat. Sunt în acest moment 80 de parteneri Moodle întreaga lume. Și de ce trebuie să menționez acești parteneri? Este că acești parteneri sunt cei care dezvoltă în continuare platforma și o susțin și financiar și tehnic. Da? Adică o aveți gratuit și o puteți folosi, fie că sunteți instituție a statului, fie că este vorba de o școală, fie că e vorba de un profesor care dorește să aibă astfel de activitate, un grup restrâns de elevi, poate fi folosită tocmai pentru că există această comunitate care se ocupă ca ea să existe și să fie în continuare dezvoltată. Suntem acum la Moodle 3.8, deci am avansat destul de mult din 2001. Cu siguranță nu ne vom opri. Sunt foarte multe platforme Moodle în întreaga lume utilizate. Chiar citeam de curând niște studii de China, care și în Wuhan, în provincia respectivă, sunt universitățile, școlile folosesc foarte mult platforma Moodle.
E adevărat că are o complexitate ridicată, dar de asemenea și asigură o gamă variată de activități, resurse care pot fi realizate în interiorul platformei cu elevii, profesorii. Așa cum spuneam, este versatilă platforma pentru că poate fi utilizată și la o școală mică, și la o școală mare, și la universitate. Universitatea din București are o platformă Moodle, Universitatea de Vest din Timișoara iar are o platformă Moodle. Deci ea este, poate fi folosită atât la un nivel foarte ridicat de complexitate, cât și la un nivel mai scăzut de complexitate în care aveți clase, nu știu, predați matematică și atunci aveți nevoie să aveți un loc unde să puneți exercițiile, să puneți niște fișe de lucru, elevii să le descarce, să vă trimită o temă, dumneavoastră să o notați sau să dați un feedback sau să aveți grupuri de discuție sau să aveți forum. Deci poate fi adaptată, e adevărat că aveți nevoie de puțin mai multe cunoștințe. Așa cum spuneam, Moodle în sine este o platformă gratuită. Ea este gratuită în versiunea ei standard. Evident, există întotdeauna o versiune standard, să spunem, cred că denumirea este freemium, deci o versiune gratuită și există și posibilitatea de a avea mai mult contra cost. Dar ceea ce vă pot spune este că ceea ce există în versiunea standard este o versiune foarte complexă și cu atâtea funcționalități încât nu cred că aveți puterea să asimilați atâtea funcționalități, să le folosiți într-un curs sau într-o activitate didactică de un an. Deci e foarte mult, astfel că în versiunea standard nu e ca și cum ar fi eliminate lucrurile esențiale. Pentru folosirea platformei Moodle, poate să fie descărcată în mod gratuit de pe moodle.org. Evident, în acest caz este nevoie să aveți un server, să aveți o infrastructură pe care să gestionați platforma și de un administrator. Deci aveți nevoie de o persoană tehnică care știe să facă lucrurile acestea. Eu, de exemplu, nu sunt o persoană tehnică, nu aș ști să-mi instalez, am încercat, a fost un eșec total, dar nu sunt o persoană tehnică. Tocmai de aceea am colegii din echipa tehnică care ei știu ce au de făcut. De asemenea, platforma poate fi folosită atunci când nu aveți această infrastructură tip server, poate fi folosită din cloud-ul Moodle. Avem moodlecloud.com, unde există și un pachet gratuit pentru un număr limitat de utilizatori, cred că până la 200 de utilizatori, deci ar putea să fie pentru o școală foarte mică sau pentru un profesor care are un grup de elevi pe care vrea să-i pregătească sau vrea să ofere ceva mai mult. De asemenea, este o platformă Moodle standard, nu există customizare asupra ei, dar, așa cum spuneam, este mai mult decât suficient. O altă versiune, o altă variantă care există pentru România, pentru mediul școlar, este platforma Moodle oferită prin proiectul Rețeaua Edu. Aici acest proiect este gestionat de către Asociația ProArta Dezvoltare și Cunoaștere, pe care noi o sprijinim. Noi am fost cei care am creat această structură, acest sistem. Cosmin o să vă prezinte mai târziu cum funcționează această rețea de platforme școlare, Rețeaua Edu, folosind framework-uri Moodle. Și noi am realizat acolo foarte multe customizări, tocmai pentru că, cum spuneam, Moodle este complex. Cei mai mulți ne spun, domne, nu este intuitivă, nu știm să o folosim, nu găsim nimic din tot ce vrem noi, nu știm să facem. Cumva cam la asta se reduce. Dar acest lucru pentru că e nevoie de un pic de timp pentru a te obișnui cu aceste instrumente. O dată ce înțelegi principiul, vă garantez că nu o să mai fie probleme. Dar, pentru că știm, profesorii din România, de fapt, indiferent de profesor sau de specialist profesionist, dacă este profesor de matematică, se va pricepe excelent la matematică, va avea abilități foarte bune digitale. Asta nu înseamnă însă că trebuie să mai revoluționeze încă într-un domeniu. Și atunci, tocmai de aceea am creat această platformă școlară, ca să fie mai ușor de gestionat platforma în sine, utilizatorii, cursurile, crearea cursurilor, adăugarea de instrumente pentru a facilita accesul la educație digitală de calitate pentru un număr cât mai mare de școli. De asemenea, evident, cu cât sunt cerințe mai mari, vreți să fie mai fancy, vreți să fie mai verde sau vreți să fie mai lată sau mai îngustă, ca și croiala unei haine,
atunci puteți apela la un partener Moodle pentru a o customiza. Așa cum spuneam de la început, versiunea standard este o versiune foarte bună pentru mediul școlar. Acolo unde sunt cerințe speciale, da, acolo e ok, puteți să apelați la un partener pentru a face customizările necesare. Menționez motivul pentru care ați alege o versiune sau alta, ține exclusiv de detalii care sunt ale dumneavoastră, de buget, de utilizatori, de cerințe, de capacitatea pe care o aveți să gestionați o platformă, un sistem de sine stătător, un sistem IT. Acum, platforma Moodle are, cum spuneam, este complexă. De ce? Pentru că are, cuprinde mai multe componente. O dată are structura, are miezul, care este această structură Moodle, framework-ul Moodle. Apoi are partea de management al utilizatorilor, pentru că utilizatorii sunt utilizatori, platforma este platformă, în mod evident. Apoi, pentru acești utilizatori, e nevoie există informații pentru ca ei să se pregătească, să poată crea cursuri. Poate să fie vorba de training, poate să fie doar a căuta pe Moodle.org, deci Moodle.org, unde găsiți toate informațiile necesare despre utilizare, ce funcționalități, când puteți să le folosiți, cum apelați la ajutor și toate celelalte. Din perspectiva utilizatorului simplu, deci un utilizator, să spunem, profesor sau elev, întotdeauna ne raportăm la această pagina mea, la dashboard, unde este spațiul în care eu găsesc toate lucrurile de care am nevoie, de la link-uri utile către forum sau către calendar, cursurile mele, catalogul de cursuri care există. Apoi mergem spre partea de notificări, pentru că notificările ne ajută să avem o interacțiune și să păstrăm comunicarea cu ceilalți utilizatori. Suntem profesori, avem nevoie să păstrăm relația cu elevii și atunci notificările sunt cele care ne ajută să întreținem această, să spunem, atmosferă. O să vă prezint puțin mai târziu, imediat de altfel, una dintre platformele pe care le avem noi, să vă arăt cum poate să arate un curs conform unor standarde pentru învățământul la distanță. Am spus de ARACIS pentru că aici chiar există niște standarde pe care le cunoaștem foarte bine și le aplicăm de foarte mulți ani privind învățământul la distanță. În domeniul educației preuniversitare nu s-a pus problema în mod deosebit de educația la distanță, pentru că da, e o surpriză acum, nu ne așteptam să se întâmple această pandemie, o luăm ca atare, evident pe viitor putem să gândim și să contribuim la crearea unor standarde și pentru acest învățământ la distanță, în situații excepționale, evident că există situații excepționale în viața elevilor, profesorilor, da? Și atunci e bine să fim pregătiți și cu astfel de lucruri, de lecții bine făcute și să spunem uniforme. Foarte important, când ne gândim la Moodle, este bine să nu ne gândim doar că este Moodle, doar platforma în sine, ci toate celelalte aplicații, plugin-uri, funcționalități pe care comunitatea Moodle le-a atras și le-a integrat în interiorul platformei. De exemplu, aș vrea să vă prezint despre The Learning Apps și de H5P. Le puteți găsi online, sunt aplicații gratuite, puteți crea conținut interactiv cu ele, deci learningapps.org și h5p.org. Puteți găsi și exemple foarte frumoase, conținut interactiv, exerciții, puzzle, spânzurătoarea, prezentări interactive, prezentări cu video atașat, scenariu ramificat, da? Îl duceți pe elev într-un punct, după care dacă a răspuns A, îl duceți pe un traseu, dacă răspuns B, îl duceți pe un alt traseu. Da? Aceste două aplicații vă pot ajuta să realizați fie exerciții, să spunem, singulare, pentru a exersa un anumit concept, cum sunt Learning Apps, sau puteți crea cursuri mai complexe folosind aplicația h5p.org. H5p, de exemplu, este o funcționalitate integrată în Moodle. Este ca acasă, să spunem așa, pentru că nu trebuie să ieși din Moodle să creezi aplicația. Este înăuntru, adaugi materialele automat,
platforma știe ce are de făcut, foarte ușor de folosit, și Learning Apps este o aplicație externă care, vedeți că ca toate lucrurile bune, zilele de criză se mai și blochează. Chiar astăzi am avut, trebuia să fac niște exerciții cu un grup de profesori și nu a funcționat, a picat. Serverul se întâmplă să mai, să mai dea rateuri, așa că suntem oameni și înțelegem inclusiv tehnologia și limitările ei. Cu Learning Apps, așa cum spuneam, puteți să creați exerciții, puteți adăugați imagini, fișiere audio, fișiere video, cu drag and drop, ușor de folosit de către elevi. În special, noi recomandăm aceste tipuri de exerciții pentru elevii, mă rog, în special. Pentru cei din școala primară, sunt în mod deosebit atractive și ușor de folosit, chiar dacă nu au abilități digitale avansate. Apoi H5P poate să atingă un nivel de interactivitate mai mare, în care ai text, în care poți adaugi cuvinte, fraze, concepte, teste grilă. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute cu amândouă aplicațiile. Pentru că în cadrul proiectului CRED vorbim despre digitalizare în general și despre acces liber pentru cadrele didactice la diverse instrumente. De menționat că Moodle are o integrare, noi spunem seamless, adică o integrare foarte, foarte profundă făcută și cu cei de la WebEx și cu cei de la Zoom, ClickMeeting, sunt mult mai multe aplicații de videoconferință care sunt integrate în Moodle. Când zic integrat, înseamnă că există o funcționalitate care ne asigură o legătură, iar funcționalitatea aceasta nu costă. Este ceva gratuit, instalați, e adevărat, trebuie să aveți permisul de administrator, dar se instalează și atunci aveți acces la, la astfel de aplicații. Ok. Avem ceva întrebări până la, până la acest punct, înainte să trec la partea, să vă arăt un pic despre cum avem noi un curs, de exemplu, un curs de dezvoltator de e-learning, folosind platforma Moodle. Avem ceva întrebări între timp? Cosmin, ai urmărit tu? Sunt întrebări doar tehnice de accesare. Nu am identificat. Așa, H5P are exemple de lecții? Asta este o întrebare acum de la doamna. Exact, are exemple de lecții. Ia să încerc să fac share screen. Să vedem dacă am nimerit. Se vede acum ecranul meu de altă platformă? Da, se vede. E ok. Se vede, da? Perfect. Haideți să vedem h5p.org content. O să vă arăt aici că sunt câteva exemple, mie îmi plac foarte mult, sunt absolut îndrăgostită. Este pentru mine, de exemplu, acest course presentation, mie mi se par absolut grozave, în care am un curs, am interactivitate, dau click, se întâmplă ceva, da? Se întâmplă ceva, am o reacție. Și de bine și de rău, există un feedback, mă pot duce, se întâmplă, da? Aici este un, să spunem, o aplicație cu o hartă. Pot să am și o prezentare, da? Aici este prezentare, sunt niște slide-uri în care doresc să merg mai departe, navighez, am și un test, ok, nu mă pot plictisi, am greșit, mai încerc încă o dată, nu prea mă pricep, ok, îmi spune și ce am făcut bine sau dacă am făcut bine, dacă n-am făcut rău. Merg mai departe, iar am un test, da? Deci pot să am ceva mai multă interactivitate, pot să am mai multe straturi, da? Mă duc din pe o pagină în alta. Faptul că dau un click și sunt atentă și mă întreabă, oleo, stai puțin, despre ce trebuie să răspund la o întrebare, dintr-o dată creierul se activează și este mult mai atent la ce se întâmplă. Dacă nu sunt atent, o să ratez ceva important și nu o să mai pot să fac respectivul test. Da? De exemplu, aici este inserat un video, iar avem un test. Deci, mă rog, aici cred că ar trebui să le ordonez. Nu mă pricep foarte bine, dar să spunem că data viitoare o să am mai mult noroc.
Deci, din perspectiva aceasta, acest gen de prezentare în H5P este, mie mi se pare, perfectă pentru zona educațională, unde cadrele didactice sunt obișnuite să realizeze prezentări, să realizeze teste. Cei care au mai folosit platforme e-learning poate chiar se gândesc la filmulețe pe care să le pună elevilor și atunci faptul că le ai în același loc, iar mi se pare un avantaj extraordinar. De asemenea, și Learning Apps are tot așa, are o sumedenie de exemple, cum spuneam, e un warning. Trebuie să avem răbdare. Avem mai multe exemple ordonate după domenii. Cea mai întâlnit, de exemplu, și ce le mai recomand grupurilor de profesori cu care lucrăm este să meargă pe o disciplină, să găsească un exercițiu pe care apoi să-l ia și să-l folosească și să-l reutilizeze. Atunci când ești conectat, poți să iei acest exercițiu pentru tine și să-l modifici. De asemenea, poți să și publici exerciții pentru comunitate. Am văzut una din întrebări, era legată de exerciții în limba română sau în limba engleză. Aici, Learning Apps are exerciții și în limba română și în alte limbi, deci faptul că are această interfață în limba română este, mi se pare, iar un lucru grozav. După cum vedeți, mai multe limbi pe care își puteți schimba. H5P însă este exclusiv în limba engleză în ceea ce privește interfața cu utilizatorul. E adevărat, conținutul dumneavoastră va fi în orice limbă veți alege. Bun. Acum aș vrea să intru să vă arăt un curs. Cum ar putea să fie, să zicem, un curs destul de complex. Poate n-aș recomanda în mod deosebit un astfel de curs pentru zona preuniversitară, dar este o modalitate în care pot să fie cursurile. Evident, când ne gândim la o lecție, poate să fie, de fapt, un curs poate să reprezinte o lecție, poate să reprezinte o unitate de învățare, poate să fie un cumul de lecții care să fie aferente unui semestru sau unui întreg an școlar. Adică, iar un curs poate să fie special pentru pregătirea la bacalaureat, un curs special pentru pregătirea pentru olimpiade. Mă rog, anul acesta nu o să mai fie, dar un curs poate fi folosit în mai multe feluri. Așa cum spuneam, acesta este destul de complex, în care avem o parte de introducere și dumneavoastră în clasă întotdeauna începeți cu o introducere, bănuiesc, în care spuneți copiilor câte ceva despre ce urmează să se întâmple în respectiva zi, iar aici ar fi locul, pentru că nefiind cu ei în sală, aveți nevoie de o comunicare. Cum nu puteți comunica neapărat live, sincron, să fiți acolo lângă ei, sau nu puteți să faceți acest lucru tot timpul, textul acesta vă ajută să-i introduceți în subiect și ei să simtă că cineva s-a gândit la ei și nu le-a aruncat acolo niște informații, ia aici PPT-ul sau ia aici PDF-ul și descurcă. Evident, vorbesc acum din perspectiva elevului. Dumneavoastră, cu siguranță este aveți altă viziune. O întrebare era, aici sunt, e un curs de-al nostru de dezvoltator de e-learning și de aceea erau mai multe informații. Așa cum spuneam, acesta este un curs pe care l-am creat noi de dezvoltator de e-learning, dar este un model de modalități în care puteți organiza conținuturile. Acest curs are, așa cum spuneam, și anumite obiective care pot să fie prezentate. Aceasta este o pagină. O să vă arate poate Cosmin mai încolo care sunt tipurile de resurse și activități pe care le puteți folosi. Sau, cred că aș putea să încerc și eu. Să vă arăt. Okay. În Moodle avem două concepte. Resursele sunt lucrurile pe care elevii le urmăresc, le citesc, le parcurg, dar pentru care nu au niciun fel de intervenție adițională, adică nu trebuie să facă ceva. Aici avem mai multe posibilități, paginile, slide-urile, care în acest caz ar fi PPT-urile, link-urile de tip URL, de exemplu un link pe o pagină Wikipedia sau un link către YouTube. Aici ar putea să fie un link, un playlist, sunt mai multe, cartea, tip carte sau e-book
Bucu e foarte utilizat în zona preuniversitară. Iar dintre activități, aici noi avem doar o parte dintre ele. Avem alegerea, care este un fel de chestionar, dar cu o singură întrebare, ești de acord, da sau nu. Poate să fie chestionarul, care e un chestionar cu mult mai multe întrebări. Poate să fie acest conținut interactiv H5P, de care vă povesteam mai devreme. Forumul, lucrarea este acest assignment, sarcina de lucru, atunci când cereți copiilor să vă gândiți la diferențele între mamifere și pești. Atunci ei creează această lucrare, care poate să fie scrisă direct în text, da? Direct în platformă, sau atașează un fișier. Și atunci dumneavoastră vedeți și puteți să adnotați, puteți să spuneți, ok, ai nimerit diferențe între mamifere și pești, dar ai putea totuși să insiști data viitoare pe ceva, pe modul de hrănire al puilor. Apoi testul, care iar este foarte important. În Moodle avem o sumedenie de tipuri de întrebări. Nu avem doar cu un răspuns simplu, sunt cu răspunsuri multiple, cu drag and drop de soluții. Poate să fie adevărat sau fals. De asemenea, puteți să stabiliți scoring-ul, scorul, punctajul poate fi stabilit foarte scalabil. Dacă răspunde la două, atunci al treia trebuie să aibă nu știu ce altă variantă de răspuns. Deci, e foarte complex din perspectiva modului în care poate fi parcurs acest test. E adevărat că poate în viața reală, la clasă, folosiți două, trei tipuri maxim de întrebări, pe care cu siguranță le veți regăsi chiar și în platforma Moodle. Bun. Revenind la acest curs, așa cum spuneam, este un curs pe care noi îl avem și am zis că este potrivit să arăt, să spunem, ca un studiu de caz, cum poate să fie un curs pe o platformă Moodle. După cum vedeți, aceste secțiuni sunt marcate ca fiind secțiuni, ele pot să delimiteze concepte, etape ale unei lecții, poate să delimiteze obiecte de învățare, poate să delimiteze semestrele. Deci iar este la latitudinea dumneavoastră cum doriți să puneți în valoare ceea ce faceți la clasă și cum doriți să puneți în zona online. Noi milităm destul de mult pentru existența unui forum. De asemenea, forumul implică ca cineva să și modereze, în speță cadrul didactic, evident, în funcție dacă are timp sau nu, este o soluție de a integra. Putem avea teste, ia să încercăm să vedem dacă acest test poate fi accesat. După noroc. Ok, este un test care este cu limită de timp, am un anumit timp limită în care pot să răspund. Dacă nu am răspuns, înseamnă că nu mai pot să dau testul încă o dată. E adevărat, pot să fie aceste setări făcute ca un test să fie dat de către un cursant, de către o dată, două, trei, șapte, zece ori, de exemplu. Nota poate fi nota cea mai mare sau o medie tuturor notelor pe care le-a luat. Iarăși, activitatea din clasă poate fi transpusă în zona online, cu mențiunea că puteți să fiți mai creativ în zona online, în zona de online, pentru că nu mai aveți de corectat, nu mai aveți de scos tot felul de alte analize, da? Platforma vi le dă pur și simplu. Mi-a spus cât timp am consumat, unde am răspuns corect și unde nu am răspuns corect. Se vede clar că nu am fost atentă, să-mi fie rușine, data viitoare să fiu mai atentă. Există un feedback pe ecran, deci știu ce s-a întâmplat și dacă am făcut bine sau nu am făcut bine în altă parte. Ok. Vedem, aici sunt niște fișiere video, de fapt cred că este un playlist, un fișier video despre Moodle, este integrat în pagină, se dă play, totuși zic să nu vă buruiesc și cu sunetul de la
de la acel video, să vedem dacă mai găsim ceva foarte interesant. Avem pachetele SCORM, acestea sunt niște cursuri închise, e adevărat, le creăm cu aplicații care sunt contra cost. Vedem, putem avea de activități în Moodle. Iar este o modalitate prin care puteți prezenta informația și în același timp să aibă și interactivitate, fără să folosiți aplicații externe. Da. Eu recomand să încercați instrumentele din Moodle. Puteți să încercați direct pe platforma de pe Moodle Cloud sau puteți să-i veniți pe la școala, în platforma școlară din rețeaua Edu, pentru că aveți locuri unde să testați, să vedeți ce vă place și să alegeți apoi instrumentul cu care mergeți mai departe cu elevii dumneavoastră. Chestionarul de feedback. Acum, e adevărat, poate în mediul preuniversitar se folosește poate mai puțin acest chestionar de feedback. În zona universitară este des folosit și pentru evaluarea academică, evaluarea cadrelor didactice de către studenți. Adică este mai des folosit chestionarul, inclusiv la nivel academic, instituțional, nu numai la nivel de învățare, propriu-zis. Întrebările sunt și variantele de răspuns, să spunem, sunt standard pentru orice chestionar care se respectă, în care ai cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, în care ai cu scală, alegi care este răspunsul potrivit, poți să ai și text. Da? E adevărat, e recomandat să aveți o modalitate de a obține feedback-ul elevilor, mai ales acum când aveți interacțiuni mai puține cu ei, interacțiuni mai valoroase. Dacă reușiți să vă descurcați cu o soluție de tip videoconferință, este grozav, pentru că atunci reușiți să aveți să le transmiteți din emoția dumneavoastră și din pasiunea pe care o aveți, să o puteți transmite cu toți porii și nu doar din ceea ce scrieți, pentru că nu întotdeauna ceea ce scrieți este în lumină fidelă cu ceea ce simțiți pentru ei și dorințele pe care aveți pentru ei și poate supărările și stările de anxietate pe care le aveți, pe care poate și elevii le au, și atunci ar fi un cadru optim de a vă liniști unii pe alții, într-un fel. Ok, deci eu am trecut un pic prin ceea ce are Moodle de oferit, foarte scurt, timp oricum nu ne permite foarte mult. Am să-l rog pe colegul meu, Cosmin, să ne arate cum am făcut noi în rețeaua Edu, cum am ajutat noi această asociație, Asociația Pro Arta, Dezvoltare și Cunoaștere, să implementeze un sistem de platforme școlare. Noi având, să spunem, munca tehnică, ei au venit însă cu partea cealaltă, cu voluntariatul, cu pasiunea, cu dorința de a face ceva pentru zona educațională. Mulțumesc, Elena, de prezentare. Interesantă, cred că și din câte văd pe chat sunt câteva observații. Eu am să trec direct la partea de prezentare puțin structurală, după care voi face o prezentare practică. Așadar, poate ar fi util dacă am reușit să vedem dacă sunt câteva întrebări până aici și apoi să pot să trec eu mai departe. Ok. Am văzut că ai răspuns de faptul că WebEx este integrat cu Moodle. De asemenea, mai era o întrebare legată de crearea singuri acasă sau, mă rog, individual de profesori. Da, puteți să creați o platformă fie în școala, fie în rețeaua Edu, dar puteți să folosiți în mod deosebit pe Moodle Cloud, unde aveți pentru maxim 200 de utilizatori, puteți să aveți soluție gratuită. Că este ceva care este suficient de adaptabil pentru situația unui profesor care vrea să facă mai mult. Okay, și văd că sunt profesori care știu despre Learning Gaps, ceea ce mi se pare grozav, pentru că este un loc bun de a face exerciții interactive pentru elevi. Da,
Bine, mulțumesc. Haide să încep. Sunt Cosmin Herman, sunt expert Moodle, lucrez cu Moodle de prin anul 2001, de când s-a născut Moodle, de la primele versiuni. Moodle este o aplicație, o platformă stabilă, matură, care este folosită în zeci de mii, sute de mii de instituții la nivel mondial. Noi suntem parteneri Moodle pentru România, ceea ce ne face foarte mândri, pentru că am căpătat foarte multă experiență din oferindu-vă vouă sau mediului educațional din România suport. Bun. Mulțumim proiectului CRED. Este un proiect ambițios și criticat și susținut și văzut cu ochi buni și cu ochi răi, dar este foarte bine că se face și cred că echipa de acolo au reușit să înglobeze foarte, foarte multe activități și site-ul digital.educred începe să capete conținut, mai ales că aceste webinarii care sunt organizate în acest moment vor fi încărcate acolo. Bun, eu am să vorbesc despre un exemplu de implementare a unei platforme Moodle personalizate. Cazul de față este rețeaua edu.ro. Haideți să facem poate mai așa, mai mare să se vadă. Conceptul este simplu. Noi ceea ce folosim la acest moment este doar Moodle și avem portalul care este tot o platformă Moodle și conectate acestui portal sunt alte sute de instanțe, alte sute de platforme de e-learning ale școlilor. Adică noi avem portalul unde ne autentificăm cu toți. Aici avem tot felul de activități, evenimente, avem zona pentru CCD-uri, concursuri, proiecte, webinarii. După ce ne-am săturat de activitatea asta de networking de la nivel public, la nivel de portal, care este rețeaua edu.ro, apoi orice utilizator care are o instanță sau un spațiu privat pentru școala lui, să spunem că sunt profesor de matematică de la Colegiul Național Moise Nicolae din Arad, m-am autentificat, am participat la un webinar, am scris în forum o postare, am participat la niște evenimente, am participat la un curs furnizat de CCD București, tot așa online, după care accesez școala mea, unde în acest spațiu eu am doar clasele mele, doar elevii mei, doar colegii mei. Acesta este conceptul rețeaua Edu, în care vă invităm să veniți. Este un spațiu pus la dispoziție gratuit de către noi, astfel că ceea ce trebuie să faceți este să munciți. Deci noi vă dăm ceva, dar munca este a voastră. Nu o să muncim noi pentru voi, dar am muncit înainte și vă arătăm ce am făcut. Bun, ce am făcut de fapt este în felul următor. Este o platformă dedicată unei școli. Ce avem în acest spațiu? Ei, este un spațiu privat al școlii, da? Țineți minte, este acest spațiu privat, da? În care avem este un centru de resurse, o zonă de evenimente, avem calendar, profesori, elevi, părinți, totul în școala mea. Apoi, activități curriculare și activități extracurriculare. Partea de activități curriculare, noi am gândit-o mapând foarte clar funcționalitățile și structura unei școli clasice. Adică avem clase, avem clasa 1A, avem clasa 12A, 12B, 12C și în fiecare din astfel de clase avem de fapt doar cei 20 sau 30 de elevi în fiecare clasă. Și profesorul lucrează doar cu o clasă într-un anumit timp. Apoi avem derularea de cursuri, webinarii, videoconferință. Noi avem integrat WebEx în platforma noastră. Le mulțumim și celor de la Cisco. Avem o zonă de pregătire, examene naționale, teze. Aici funcționalitățile există, așa cum spunea și Elena, există în platforma Moodle nativ. Noi le-am organizat și le-am grupat puțin ca să le folosiți și să fie accesibile mult mai ușor pentru elevi. Zona de evaluare, zona de autoevaluare. Aici la evaluare este o poveste lungă, evaluare pe parcurs, evaluare inițială,
autoevaluare. Bun. Apoi, avem zona de activități extracurriculare, unde am zis că probabil aveți nevoie de un spațiu unde să vă desfășurați și alte activități interne, doar pe elevii voștri, care nu țin de activitățile curriculare. Bun. Haideți să vedem ce conține platforma școlii. Avem un spațiu public, unde este un catalog de cursuri, calendar. Vedeți, aici avem această zonă de... Așa. Este această zonă de bibliotecă de resurse, da? Unde profesorii pot să își încarce materiale și este această zonă de management, unde administratorul poate să administreze clase, să importe clasele. Efectiv, tot ceea ce vedeți aici nu veți găsi într-un Moodle clasic. Noi am depus foarte mare efort ca să vă dăm astfel de instrumente, să puteți gestiona cu ajutorul platformei Moodle la bază, efectiv un spațiu scolastic foarte bine structurat. Așadar, avem zona de utilizatori, unde administratorul poate să importe, poate să adauge, să valideze și să facă managementul utilizatorilor. Și cel mai important, conținutul. Dacă nu avem conținut, degeaba am organizat elevii, cum se întâmplă în acest moment. Știu că sunt foarte multe școli care vor să înceapă și de fapt nu știu de unde să înceapă. Ei, de aici să începem mai întâi, organizarea, structurarea claselor, după care venim cu conținutul. Okay. Mergem mai departe. Mai puțin să-mi... Ok, așa. Bun. Așa, partea de configurare structură inițială. Ăsta este primul pas. Este vorba despre importul de clase și noi am făcut foarte ușor, printr-un fișier Excel, să importați toată structura de clase, apoi puteți să importați sau să adăugați. Haideți să folosesc aceste instrumente de la Webex. Deci, partea de import este esențială, dar este și opțiunea de adăugare. La fel, avem zona de import de profesor și avem și zona de adăugare profesor. Adăugarea se face manual, importul se face, puteți să importați, de exemplu, 1000 de elevi sau 500 de elevi dintr-un singur fișier. Sau să mai adăugați încă doi profesori pe care nu i-ați inclus în acel fișier la acel moment. Bun. Apoi zona de import de elevi, adăugare, identic, și cursuri, la fel, import și adăugare. Vedeți? Am încercat cumva să păstrăm o logică și o simetrie, o rigurozitate ca să fie lucrurile foarte clare. Pentru cele patru grupe sau grupe de funcționalități din platforma noastră, care în spate este o platformă fantastică Moodle, aveți de fapt aceste funcționalități. Pentru clase, import, adăugare, import, adăugare. Bun. Eu aș avea o întrebare aici, dar cu siguranță ați văzut care este motto-ul Moodle. Este empowering educators to improve our world. Ok. Mai departe. Suntem aici. La managementul utilizatorilor. Vedeți că încerc să o iau așa pas cu pas. Avem opțiunea de import, adăugare, validare, ceea ce v-am spus mai devreme. Nu am să trec foarte, foarte atent prin ele, pentru că deja v-ați obișnuit. Este această zonă de management cursuri și aici vreau să stăruiesc puțin, pentru că, de fapt, și aici poate ar fi util. Importul de cursuri se face în felul următor. Avem un fișier Excel în care avem pe prima coloană anul, adică 2019-2020, clasa a 12-a, litera B, denumirea cursului, limba română, profesorul, și aici vom introduce adrese de e-mail a profesorului. Și sistemul automat, importând acest fișier, automat vă creează, hai să zicem, 500 de materii, discipline pentru toată clasa, pentru toată școala voastră, și automat asociază și profesorii din școală cu rol de profesor în acel curs. La fel este pentru zona de adăugare sau zona de vizualizare de cursuri. Deci, ceea ce spuneam aici, sunt aceste două zone de management care, sau cu ajutorul cărora puteți să faceți
un setup al platformei. După mine, așa e foarte. Dacă probabil că ar trebui să vă ia, hai să spunem, între 3 zile și o săptămână să faceți setup-ul general, adică să aveți toate fișierele de import și să le puteți importa. Mai departe, simplu, vă înscrieți în rețeaua edu.ro, este gratuit, rețeaua edu.ro, simplu, dați click și vă înscrieți. Asta a fost povestea mea de prezentare, dar... Deci adresa este contact@rețeaua edu.ro. Aveai acolo un... Da, așa, edu.ro, perfect. Se întâmplă deseori să avem situații care nu este, să spunem, redactată corect adresa, dar deci nu este edu.ro, domeniul edu este al Ministerului Educației, este vorba de rețeaua edu.ro, care este un domeniu distinct. Foarte important, acest lucru să rețineți, este un domeniu distinct. Bun. Acum eu voi trece la partea de exemplificare practică. Acesta este portalul, nu asta este important. Vreau să vă arăt că din acest portal, din zona de instanțe, eu aici am limba... Dar poți să arăți și catalogul public de cursuri? Da, ajung acolo. Bine, aici este zona de obicei mă grăbesc. Așa, avem răbdare. Aici este zona de instanțe publice, instanțe private, instanțele CCD și aici, de exemplu, puteți să dați click, mergem pe CCD București și găsim... tot portofoliul de cursuri care a fost pus la dispoziție de către echipa de la CCD București, condusă de Ioana Cosma. Știm că era cea mai mare utilizatoare de Moodle de acolo. Da, Ioana este chiar un mare fan Moodle și a făcut iar un lucru extraordinar ce a făcut la CCD București cu platforma Moodle, cu toate activitățile, pornind, noi am susținut-o, să spunem așa, minor, însă toată activitatea a făcut-o ea, învățând, iar un lucru extraordinar. Da, așa. Doar să vedeți, asta este platforma CCD de București, sunt foarte multe cursuri, la bază este Moodle. Intrați, vă scăldați în resursele puse de ei aici și haideți să mergem cum... Mai avem această zonă de concursuri publice unde toți utilizatorii care au cont în platformă au implicit acces. Aici la concursuri chiar vă invităm, dacă aveți o idee de concurs care să fie cu de preferat la nivel, să spunem, județean sau regional, național sau poate în proiecte, să veniți către noi și să publicăm, să facem toate activitățile în portalul Rețeaua Edu. Avem două concursuri, avem trei concursuri foarte mari, unul dintre ele este la nivel internațional, CONTIC, iar Mate Moodle este la nivel multijudețean, național, da? E adevărat, STEM sau științele sunt la mare căutare în zona aceasta, dar nu numai. Da, acesta este catalogul de cursuri public. Aici poate spui tu mai multe, Elena, despre... Da, pentru că au fost foarte multe solicitări din partea cadrelor didactice de cum să creeze cursuri, cum să realizeze materiale interactive. Noi, de-a lungul timpului, am susținut noi la eLearning Software, am susținut asociația, așa cum spuneam, noi sponsorizăm această asociație ca pentru a derula activități didactice, iar asociația a creat aceste materiale foarte interesante în care și despre Learning Gaps puteți găsi, în curând o să avem un curs integral și despre H5P, sunt legate de cum să creezi materiale interactive, cum să folosești, nu știu, Canva, nu știu dacă dintre dumneavoastră ați auzit Canva, unde puteți crea fișiere media, poze foarte, foarte frumoase, prezentări și toate lucrurile acestea sunt incluse în catalogul de cursuri din resauaedu.ro și provocarea 2020, care este un, să spunem, o activitate care se va întinde pe întregul an școlar, cât a mai rămas din el, de la începutul anului a început, unde învățați cum să creați conținut interactiv folosind diverse instrumente, deci nu exclusiv Moodle, nu ne legăm de Moodle ca și cum ar fi unicul lucru de pe pământ. Deci sunt multe alte instrumente pe care le puteți folosi în activitatea didactică. Bun, preiau eu ca să mă focusez pe... Ca de obicei te întrerupt, îmi cer scuze, o să-mi fie mai liniștită. Aici gestionez eu
ca moderatorul. Bun, deci din zona aceasta de instanțe private, eu accesez, cred că aceasta este platforma mea, de fapt ajung în această zonă de demo, da? Și am ajuns pe platforma care se numește demo.rețeaua.edu.ro. Este o platformă care nu are conținut. Am să vă arăt cum este structura, da? De exemplu, este pe ani. Un elev care a fost în anul care a fost în clasa 6 aici, da? Aici este a 7-a, a 8-a, a 9-a și aici este clasa 10-a, da? Deci tot istoricul lui este păstrat. Așa că, de exemplu, aici putem să vedem clasa 10AB, da? Avem limba latină, engleză, istorie, fizică cuantică, deci la aceste cursuri, siguranță la a noua probabil nu se prede fizică cuantică, doar am pus niște exemple. Un curs are o denumire, o icoană de curs și clasa 9B, înseamnă că doar elevii din clasa 9B vor avea acces la aceste cursuri. Iar un profesor, de exemplu limba engleză, când accesează un curs, va avea toate resursele și testele și catalogul de note puse doar pentru acei elevi. De aici, din această zonă, se pot face grupe, se pot înscrie alți elevi, se pot trimite mesaje către elevi sau pot să import un curs. Apropo, pentru că sunt în această zonă, după cum vedeți, acest curs este un curs care nu are conținut și să vă arăt o magie pe care o puteți face. Din acest restore este foarte simplu de utilizat. Sunt niște arhive de cursuri, de exemplu, eu am aici pregătit o arhivă de curs care are un anumit format. Am să dau doar restore. Deci voi asta înseamnă că cândva ai salvat, nu? Ai făcut export. Da. Ai fost prevăzător, adică. Sau am primit această arhivă de la un coleg din alt liceu care mi-a pus la dispoziție cursul pe care l-a creat. Și mă întreabă dacă vreau să am să șterg tot conținutul din acest curs și vreau să import doar acest conținut din această arhivă. Veți vedea că dintr-un curs care nu are conținut se creează în doi pași. Trei. Patru pași. Sau patru, da. Dacă vrem să fim corect din punct de vedere matematic. Așa. Deja am făcut 5. Hai să-i numărăm pe toți. Ok. Iar în acest moment sistemul îmi dezarhivează acel conținut și îmi salvează toate informațiile pentru clasa 9B. În anul 2017-2018. Cumva este inutil să mai facem acolo, doar că eu am cont de super administrator, din acest moment motiv pot să fac acest lucru. Ok, haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Să vedeți de unde puteți începe. Uitați, da? Avem zona de comunicare. Haideți să fim aici. Avem zona de descriere a cursului. Da? Cu obiectivele cursului. Prinsul, ce mai avem aici, modul de desfășurare, un obiect de tip glosar, o evaluare inițială și apoi deja intrăm în module sau lecții. Cum vrem noi să împărțim momentele sau lecțiile sau materia. Da? Avem resurse, activități și evaluare. Cam așa este împărțit. Deci ați văzut că dintr-un singur import, evident că acest material pe care îl avem aici, îl putem reorganiza sau putem să ștergem. Aici, în Moodle, este extrem de util să știți să activați editarea sau nu. Primele mele experiențe cu Moodle au fost în care nu înțelegeam de ce nu vedeam ce vedea Cosmin. Acele plusuri și x-uri și steluțe și zic, eu de ce nu le văd? Vreau și eu să le văd. Și atunci, după, cred că vreo săptămână de stres, am realizat că dacă nu am turn editing on sau activează modul de editare, da. Vă mui la soare. Deci sunt două stări ale cursului. Este cea de vizualizare în care noi, profesori, vedem ceea ce vor vedea elevii și activând modul de editare, evident, sistemul ne pune la dispoziție niște instrumente
care putem să facem diferite acțiuni. Putem să mutăm în dreapta, să ascundem un obiect, să-l duplicăm. De exemplu, dacă am creat un test și ne-a durat, să spunem, 2 zile până am creat testul cu banca de întrebări, dintr-un simplu duplicate, automat acel test se duplică și îl putem refolosi. Da? Îl putem folosi într-o altă zonă. Sau efectiv pot să mut acest obiect mai jos. Sunt obiecte pe care le putem muta foarte ușor. Vreau să mă întorc puțin la instrumentele de structură, pentru că asta ar fi trebuit să încep. Aici avem această, haideți să trec pe limba română. Aceasta este interfața în care și vă voi arăta o platformă a unui liceu, exemplu, vă voi arăta imediat. Aici este lista de cursuri, da? Avem o zonă foarte interesantă pe care vreau să o prezint. Care sunt obținute automat la final de an de către administratorii platformelor, de către profesori și de către studenți. Dar noi avem niște criterii în baza cărora sunt emise aceste certificate. Adică, dacă sunt un profesor, trebuie să am cel puțin un curs în care să am cel puțin 15 elevi, în care să am cel puțin o resursă, o activitate, tip de forum, comunicare. Deci avem niște criterii foarte clare. Aceste criterii sunt criterii de să spunem, calitative. Aceste certificate nu sunt eliberate doar pentru faptul că am intrat în platformă și am ieșit. Dacă nu facem activitate, sistemul nu ne generează aceste certificate. La fel și pentru studenți. Nu mai știu care sunt criteriile pentru elevi. Pentru administratori sunt niște criterii tot așa de timp petrecut în platformă de administrare. Dar ne puteți recomanda. Avem adresa contact@rondrețeaua.edu.ro. O să ajungă la colegii noștri de la asociație și ei le vor analiza și ne vor spune rezumatul. Ce ar trebui să fie fiecare condiție pentru elev și pentru profesor. Da? Dacă a creat, nu a creat, dacă a vizualizat sau la câte cursuri a participat sau activități extracurriculare sau dacă este parte dintr-o cancelarie, nu știu, un grup de profesori care discută unii cu alții. Exact. Ok. Acum, aici, eu v-am spus despre zona aceasta de management în care vă spuneam că putem să importăm, să administrăm clasele. Ca orice instrument cu management are cele butoane de adaugă. Da? Sau edit, delete. De exemplu, la această clasă am avut 3 elevi înscriși și pentru fiecare elev pot să definez diriginte, pot să definez că este clasă de profil real sau uman sau tehnic. Zona de adăugare clase manuală. Aici, în care doar selectez clasa, dacă cumva nu există clasa a doua J, anul școlar 2019-2020. Da? Și aici pot să, opțional, pot să asociez în acest moment pe Gabriela, Elena Gabriela Teodoru, pot să asociez ca fiind diriginte sau să o asignez ca fiind diriginte pentru această clasă. Okay. Ce mai este util aici? Adaugă profesori, adaugă elevi, părinte, sunt efectiv identic. Această zonă de validare profesori, în cazul în care colegii dumneavoastră își creează un cont în rețeaua edu.ro, deci de aici, da? De la creează cont, și vor specifica faptul că ei fac parte din școala demo sau din școala dumneavoastră, aici va veni o cerere pentru administrator și administratorul va vedea Elena Dochie, da? Adresa de e-mail, județ, localitate. Este sau nu este profesor în școala mea? Dacă este, se validează, avem butonul de validare, dacă nu este, avem butonul de respingere și dacă este, am să o validez și în acel moment va face parte din lista de profesori. Nu mai intru în detalii la acestea. Aici, în zona de resurse, aici este zona de adăugare de cursuri sau zona de import de cursuri, să vă arăt acest lucru mai întâi. Zona de import de cursuri, cum spuneam și în prezentare, am un fișier Excel în care trebuie să pun
aceste informații, le-am importat. Adresa de e-mail a profesorului, profesorul trebuie să fie, să aibă cont în portalul, în școala noastră, în platforma școlii noastre. Dacă nu are aici cont, nu va fi asociat în mod automat. Deci, cumva, în acest pas, noi facem două lucruri. Creăm aceste cursuri, pe care le-ați văzut pe pagina principală, și asociem la cursuri pe acești profesori. Foarte important, avem și niște rapoarte, de exemplu, cele mai active cursuri, în care voi puteți să aveți o lumină asupra imaginii cursurilor. De exemplu, se pare că limba română are cele mai multe vizite și am înscris 2-5 elevi. Avem niște rapoarte cei mai activi utilizatori, iarăși, să vedem care sunt cei mai activi elevi. Poate îi stimulez cu ceva. Mai avem o zonă de accesare curs și acest lucru vreau să-l petrec aici, să-l vizualizăm în altă pagină. Uitați, cam așa arată. În această perioadă este foarte, foarte util acest instrument, pentru că veți vedea în ce perioada zilei sunt cei mai activi fie elevii, fie profesorii din școala voastră. Da? Se pare că aici am să accesez un site care efectiv produce, este Colegiul Național Moise Nicolae din Arad. Așa, nu sunt informații, să spunem, cu caracter confidențial, ci sunt doar niște valori numerice. Uitați, pare că ei sunt cei mai activi vinerea în acest interval, da? Adică undeva între ora 12 și 18 sunt cei mai activi. Cu acest instrument puteți să vă analizați sau să vă organizați fie cursurile, fie activitățile cu elevii. Bun. Ce aș mai fi vrut să vă arăt? Aici pe dashboard, asta e ultimul lucru pe care am să vi-l arăt. Aici avem o zonă în care noi administratorii sau voi administratorii puteți să definiți care sunt blocurile care vor apărea pe dashboard-ul fiecărui, uitați aici, da? Am un dashboard pentru trainer și pot să definesc, de exemplu, acest bloc utilizator online, nu este esențial și îl voi muta undeva aici jos. Deci, aceste blocuri sunt interschimbabile și pot să adaug încă un bloc care se numește catalog cursurile mele. Sistemul îmi va arăta pe dashboard doar cursurile în care sunt eu înscris. Pentru eu, ca administrator, nu sunt înscris aici în niciun curs, dar dacă aș merge la un curs, mi-aș da rol de profesor la acel curs, aș deveni, de fapt, aici mi-ar arăta lista de cursuri. Aici sunt câteva statistici, care sunt cele mai active cursuri, utilizatorii când sunt activi. Deci, avem multe instrumente și doar ăsta vă arăt aici la acest liceu, la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad. Am să vă arăt tot așa niște valori numerice. Pur și simplu aici vom vedea, ei au 1138 de elevi. Prima accesare a lor a fost joi. De joi au început să lucreze. Uitați aici, am intrat 504 elevi, deci cam au 580 de cursuri. Și dacă venim aici, putem să vedem pentru fiecare clasă, au fost definite. Urmează profesorii să vină să adauge conținut, să adauge icoane de cursuri. Noi am pregătit doar structura pentru ei, să vină să lucreze. Ok. Mai sunt multe, multe de spus. Eu vă invit, cei care nu sunteți în rețeaua edu.ro, să vă înscrieți, să vă faceți un cont, e gratuit, poate doar așa de curiozitate. Dacă școala voastră nu este înscrisă, aici aveți un buton înscrie instituție, ne trimiteți informațiile pe care vi le solicităm și în 24 de ore primiți acces la un subdomeniu care se va numi școala mea.rețeaua.edu.ro. Se va numi denumirea, mă rog, o prescurtare a denumirii școlii. Da. Ok.
Ok. Mai vreau să vă spun că noi am integrat WebEx în rețeaua Edu și fiecare școală care ne solicită să integrăm în școala lor, uitați, este acest instrument prin care puteți să vă definiți sesiuni. De exemplu, astăzi de la ora 7 eu voi avea o sesiune despre crearea unui curs, teste de evaluare. Mâine, 2, de la ora 17 seara, tot așa reușim să facem, este a doua parte. Deci, doar trebuie să veniți să dați join și veți participa la o sesiune. În cazul în care nu ați reușit să participați, avem toate sesiunile înregistrate. Ceea ce vedeți aici, puteți să faceți voi cu elevii voștri. Să vă înregistrați fiecare, să spunem, clasă de acasă, da? Și ulterior elevii vor putea să vină să revadă ceea ce ați prezentat. O mențiune doar, WebEx este un serviciu gratuit furnizat acum în perioada aceasta de maximă intensitate educațională în zona online, adică până la începutul anului școlar viitor. De la începutul anului școlar viitor n-am semnat încă parteneriatul cu cei de la Cisco, adică nu avem siguranța 100% că va continua să fie acest serviciu integrat în rețeaua Edu. Deci, pentru moment, știm că până în august, inclusiv, există această integrare. Din septembrie, rămâne de văzut. Cosmin, credeți că putem să răspundem la câteva din întrebările de pe chat? Acum vreau să mă opresc și să vedem ce întrebări avem. Eventual, chiar să deschidem microfoanele, pentru că asta putem să facem și mi-aș dori să... Uitați, avem... Luăm de sus, da? Dacă... Un pic, să răspundem mai întâi la întrebările care sunt deja scrise pe chat. Google Classroom nu este o platformă Moodle. Google Classroom este o platformă de instrumente Google și este distinctă. De menționat că în platforma Moodle, software-ul Moodle, platforma Moodle pe ansamblu, sunt integrate instrumentele din Google. Sunt, cred că, Google Hangouts, Forms, Docs, e adevărat cu conturile, autentificarea cu conturile din Google. Adică există această colaborare între Google și Moodle, fiind cumva tipuri diferite de activități și platforme. Apoi era o întrebare legată de activitatea noastră în mediul universitar. Da, platforma Moodle este folosită în mediul universitar. În acest moment, toate universitățile publice, deci universității cumva publice din România, toate au cel puțin o platformă Moodle. Cel puțin una, pentru că există uneori sunt platforme pentru fiecare facultate în parte, alteori sunt platforme mari la nivel de universitate, așa cum este Universitatea din București, Universitatea de Vest, Universitatea 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, deci sunt Universitatea Politehnică. Dar, de asemenea, celelalte universități au platforme Moodle pentru o facultate sau mai multe pentru proiecte. Deci e folosită în mediul universitar, chiar este cel mai folosit sistem e-learning. Platforma rețeaua Edu este în mod deosebit adresată școlilor din zona preuniversitară, învățământul public, dar nu exclusiv învățământul public. Astfel că și dacă sunteți de la o școală particulară, privată, ați putea avea acces la portalul rețeaua Edu. Apoi mai avem o observație legată de modificările pe care le-am adus portalului în sine. Agora a fost un instrument pe care l-am avut la un moment dat, până la finalul anului trecut. O zonă în care realizam noi webinarii. Acesta nu a mai, la momentul începerii colaborării cu cei de la Cisco, platforma Agora cumva nu mai este funcțională la acest moment. Toate webinarile pe care le derulăm sunt postate direct pe portalul rețeaua Edu, fără a mai fi Agora. Însă avem platforma formare.rețeauaedu.ro, unde sunt activități de formare cumva structurate. Deci tot din portal puteți ajunge la platforma de formare. Întreba cineva dacă s-a schimbat denumirea școlii. Știu că nomenclatoarele se actualizează foarte sau relativ în fiecare an. În SIR,
De acolo noi încercăm să actualizăm, doar că nu suntem conectați în mod implicit cu aplicația respectivă, dar putem să schimbăm denumirea școlii dacă cumva în platforma noastră este o denumire greșită. Okay. De asemenea, integrarea cu Siri nu a fost cumva solicitată în mod expres de școlile pe care le avem noi în rețea. Acum, că n-a fost nevoie sau, mă rog, n-au știut că ar putea să facă această solicitare, nu am avut nici solicitare, astfel încât nici nu am întreprins acțiuni mai departe către, mă rog, Ministerul Educației, ISJ-uri sau, mă rog, cine este administratorul sistemului propriu-zis. O altă observație foarte importantă legată de WebEx. Dacă doriți ca școala voastră să aibă integrată în platforma școlii WebEx, va trebui să aveți un cont pe care noi să-l creăm în WebEx ca să fiți asociați spațiului acesta comun care se numește rețeaua edu.ro. Este o chestiune mai tehnică pe care o voi discuta sau în momentul în care școlile vor face această solicitare cu privire la utilizarea WebEx. Doar că am văzut o întrebare de la cineva. Da. De asemenea, WebEx, cred că a fost săptămâna trecută un WebEx derulat de cei de la IBM împreună cu Cisco, în care povesteau că acest serviciu este gratuit și poate fi furnizat și standalone, adică singur, doar serviciu de videoconferință prin intermediul Cisco cu sprijinul celor 200 de voluntari de la IBM. Încă o întrebare a fost legată de Moodle și de versiunea de mobile. La acest moment există o aplicație Moodle Mobile App care este gratuită și poate fi descărcată și puteți accesa cursuri folosind această aplicație, adică elevii pot accesa platforma școlii prin intermediul aplicației. Noi pentru rețeaua Edu nu avem o aplicație dedicată. Dar este de menționat că începând cu toamna anului acesta, aplicația Moodle Mobile App nu va mai fi 100% gratuită, va fi gratuită doar pentru maxim două cursuri și un curs care se poate parcurge offline. Pentru că, evident, zona de offline, atunci când nu există conexiune la internet, poate fi acoperită de o aplicație, așa cum este Moodle Mobile App, dar din motive de costuri și de administrare s-a decis cumva restructurarea pachetului de servicii gratuite. Da. Și tot ca o veste bună, totuși pentru cei din rețeaua Edu, va fi gratuită în sensul că veți avea acces la notificări, adică dacă din sistem aveți un eveniment care vă spune că mâine aveți un test de evaluare, da? Sistemul va trimite o notificare în aplicație. Deci nu este mesaj, este notification. Și pentru rețeaua Edu, aceste cursuri vor fi suportate de noi ca partener Moodle. Adică în pachetul nostru de servicii este inclus și acest lucru. Ok. Multate, să zic așa. Aș vrea să mergem să luăm timp mai avem, să luăm câteva din întrebările sau mă rog, să vedem cine mai are mâna ridicată. În WebEx, atunci când apăsați butonul de raise hand, de mâna ridicată, înseamnă că doriți să aveți o intervenție și noi să putem deschide microfonul pentru a avea această intervenție. Luăm pe prima din listă care are mâna ridicată, este doamna Lavinia Marinca. Da. Dacă nu o să doriți să vă deschide microfonul, va trebui doar să vă dezactivați acea mânuță ca să nu vă deranjăm. Dacă se activează. Doamna Marinca, ne auziți? Pare că nu. Aveți microfon deschis, să știți. Poate nu dorește doamna să intervină. E o problemă. Mergem mai departe la domnul Viorel Coșeraru. Deschis tu? Domnul Coșeraru, ne auziți? Beep, beep.
Acum. Aveți microfon deschis. Mă auziți? Da, vă auzim. Foarte bine. Bună ziua. Bună. Recunosc că m-ați prins puțin pe nepregătit așa cu interfața asta. La școală. Prea mult timp. Utilizez platforma Moodler, de fapt, de la Bacău. Și o întrebare mai punctuală, dacă permiteți, dacă topicul întâlnirii permite. Vă rog. Nu știam dacă pot să întreb. Da. În legătură cu stabilirea punctajelor pe care le dăm la evaluare, notele, nu prea mă descurc în configurarea ponderii pe care nota ar trebui să o aibă, în punctajul ar trebui să o aibă în nota finală. Da. Dacă e o întrebare mai... Am înțeles foarte bine. Asta este legată de configurarea catalogului de note. Da, am întâlnit o problemă când era o pondere prestabilită acolo pe care eu nu puteam schimba. Aici nu m-am descurcat. Din configurări, deja intrăm în chestiuni tehnice, doar le spun așa de fapt divers, de la configurări va trebui să setați care este metoda de calcul. De exemplu, este media aritmetică, media generală, suma notelor, sunt diferite metode de calcul și în funcție de metoda aleasă, în platforma, adică în catalogul fiecărui profesor, se vor găsi aceste opțiuni. Deci sunt niște chestiuni mai de substrat pe care, sigur, înțeleg că va trebui să le dezbatem într-o sesiune legată de catalogul de note, de exemplu. Da, bine, vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Succes! Mulțumesc! Andreea Scoda, haideți să încercăm pe următorul în listă, următoarea în listă. Doamna Scoda, ne auziți? Mergem mai departe. Eu zic că mai încercăm încă două persoane și... Doamna Elinor, activez doamnei? Acum, Elinora. Nu ai microfon. Ne auziți? Putem închide microfonul dacă doriți. Ok. Ok. Mai aveam o întrebare la care aș vrea să răspund legat de Republica Moldova. Noi suntem partenerii Moodle și pentru Republica Moldova, astfel că și asociația pe care o sprijinim trebuie, că vrea sau nu vrea, dar vrea cu siguranță. Aceeași deschidere și aceleași facilități sunt oferite și celor din Republica Moldova, tocmai ca și cum sunt pentru cei din România, pentru că, așa cum știm, suntem toți același neam, așa că este firesc să avem acces egal la aceleași tipuri de resurse, activități, posibilități. Mai încercăm mai departe pe cineva? Da, doamna Iuliana, am încercat. Doamna Stana, ne auziți? Alo? Bună ziua, vă auzim. Bună ziua, sunt colega cu Ioana Cosma și am fost foarte încântată când am auzit că dumneavoastră ați spus că noi la Casa Corpului Didactic București folosim platforma Moodle. Dacă folosiți? Și cu succes. O folosim și mă bucur foarte mult că ați spus despre noi. Să știe și ceilalți colegi din țară că într-adevăr folosim, avem cursuri și în această perioadă putem să desfășurăm cursuri pe platforma noastră Moodle e-learning. Foarte bine. Mulțumim mult. Vă mulțumim. Mulțumim și noi. Citări. Așa, mergem departe.
Doamna Tibuleac Petronela, cu mâna ridicată. Tibuleac, așa aici. Perfect. Domnul Tibuleac, ne auziți? Nu. Ok. O altă întrebare era legată de importul și exportul către alte sisteme, platforme educaționale. Întrebare excelentă. Platforma Moodle folosește standarde educaționale. Martin Dugiamas, cel care e fondatorul, a militat tot timpul pentru colaborare între toate organizațiile care furnizează educație, sisteme educaționale pentru școli, pentru profesori și elevi deopotrivă. Astfel că platforma Moodle este făcută să primească informații de la alte platforme și de asemenea să dea informații către alte platforme. Ceea ce este drept, cursul, așa cum este el, dacă este exportat, trebuie importat tot într-o platformă Moodle pentru a-și păstra aceleași caracteristici, că sunt setările acelea de, inclusiv la teste, inclusiv la chestionarele de feedback, la sarcinile de lucru. Sunt instrumente care poate nu sunt compatibile cu alte platforme e-learning. Evident, nu aș vrea să dau în acest moment nume care platformă are sau nu are astfel de instrumente, dar bănuiesc că știți și dumneavoastră la alte platforme pe care le utilizați că nu sunt toate aceste instrumente. Și atunci, dacă instrumentul nu există în acea platformă, nu poate să încorporeze automat din Moodle. Însă, poate să existe interconectare, aceea să zicem eu, denumire mai tehnică, pe care nici eu nu o stăpânesc, prin tehnologia, prin LTI, cumva o modalitate prin care poți să distribui un conținut dintr-o platformă către altă platformă, indiferent de care este ea. Nu știu dacă am răspuns foarte, foarte clar, dar... E domnul Marius Săvuc. Haideți să vă deschid microfonul, dacă tot ați întrebat. Dacă v-am răspuns la întrebare, de fapt. Mă auziți? Vă auzim. Perfect. Da, eu am pus această întrebare că acum una sunt platforme. Atât pentru elevi, cât și pentru unele cadre didactice, care se simt cumva în fața acestei noutăți, se simt descoperit. Nu ni se furnizează tot mai multe platforme, nu mai știm care e mai bună, cu care să o alegem. Ideea ar fi dacă am putea să lucrăm cu resursele, cursurile, să putem importa, exporta în diverse platforme. S-ar putea pentru anumite discipline să se considere că una sau alta platformă este mai bună, pentru alte discipline de asemenea să aleagă sau pentru școli diferite, platformele să fie diferite. Deja suntem ca în povestea alternative pe care le alegem. Corect. Sperăm să fiecare să aibă capacitatea și înțelepciunea să aleagă ce e mai bun pentru elev, apoi din punctul de vedere al cazului didactic și evident al școlii. Păi. Eu am scris cu această platformă în măsura în care cadrele didactice se pot regăsi în platformă sau pot să folosească cu succes instrumente, activități, resurse din platforma Moodle, eu îi invit să lucreze, să folosească această platformă. Odată ce școala este înscrisă, cu atât mai mult colegii se pot înscrie voluntar și fără niciun fel de oprire. Da. Știu că v-ați înscris doar de o săptămână. Nu știu dacă ați reușit să configurați clasele sau... Nu am reușit încă, pentru că am vrut un feedback și de la colegi. Dar... Am înțeles. Puțin clasele la care lucrez și lucrează și colegii care doresc să creeze platforma Moodle, evident că e cel puțin elevi de la acele clase. Da. Bun. Eu ce vreau să vă spun tuturor este că în platforma Moodle, dacă sunteți profesor de matematică, sigur, cu siguranță găsim un instrument
care să se potrivească pentru nevoile voastre de predare, evaluare, comunicare, da? Schimbare de documente, de resurse, partea de videoconferință. Dacă sunteți de limba, profesor de limba germană sau de limba engleză, găsim un instrument care să facă partea de speaking, listening, writing, nu știu, istorie, filozofie. Găsim instrumentul potrivit, participați la webinariile noastre și prin cerințele voastre, dacă voi ne provocați și spuneți: domnule Herman, de ce nu am acest instrument? Uite că dincolo l-am avut. Ok, bun. Este provocare pentru noi, ne asumăm și încercăm să venim în cel mai scurt timp cu o soluție sau cu integrare cu acel instrument pe care îl folosiți. Este Learning Apps. Este acest WebEx. Noi ceea ce vrem să facem, de fapt ce am făcut aici, este ca printr-o singură autentificare, da? Efectiv, doar vă autentificați o singură dată, aveți acces la tot felul de resurse și activități, la diferite platforme. Într-adevăr, nu deținem adevărul perfect și nici nu ne dorim. Noi facem o mică parte, dar suntem mândri că folosim un instrument folosit la nivel internațional și vă putem da suportul în această direcție. Nu suntem o companie extraordinară, dar noi reprezentăm cu mândrie comunitatea. Suntem o companie extraordinară. Extraordinar de mare. Stai așa, să reprezentăm. Da. Bine, dar reprezentăm o entitate care este Moodle și suntem mândri de acest lucru. Mai avem aici întrebări? Spune. Vreau să spun de faptul că suntem Moodle. Cosmin respiră Moodle prin toți porii. I-am să mai dea cu deodorant și de alt tip și a zis: nu, eu vreau Moodle, numai Moodle, toată ziua visează Moodle. Deci flavorul ăsta. Da, pasiunea este ceea ce ne duce mai departe. Uneori mai greșim, alteori facem foarte bine. Poate nu tot timpul facem totul așa cum și-ar dori ceilalți, dar este ceea ce știm noi să facem. Cosmin cred că s-a născut cu Moodle sau sigur a fost acolo în capul lui Martin. Și așa sunt buni prieteni, deci trebuia să fie ceva în comun între ei. Iar legat de faptul că sunt mai multe sisteme, mai multe platforme pe care sunt furnizate școlilor și profesorilor, cred că nicio țară nu s-a putut ajunge la un acord ca o singură platformă să fie folosită pentru toate școlile, pentru toate nevoile. Pentru că nevoile efective ale profesorilor și ale școlilor sunt diferite. Nu cred să aibă aceeași nevoi o școală din Cernavodă, un liceu foarte performant din Cernavodă, cu un liceu foarte performant din Cluj-Napoca. Nu pentru că ar fi Cernavodă și Cluj-Napoca, ci pur și simplu pentru că sunt alți profesori, alți elevi, alt context social, alt mediu în care trăiesc, alte nevoi pentru elevii respectivi, alte posibilități de pe piața muncii unde elevii respectivi vor să ajungă. Astfel că din punctul meu de vedere este bine să existe diversitate, să aveți de unde alege. E adevărat, preferăm să alegeți Moodle, dar asta nu înseamnă că Moodle este singurul potrivit pentru toată lumea. Așa cum există croitori care să modifice orice haină pe care o luați, și așa cum există mărimi, da? S, M, L, XL și tot așa, la fel sunt și sistemele educaționale, trebuie să fie potrivite pentru fiecare modalitate de lucru în parte. Este la alegerea dumneavoastră? Cred că am depășit ora jumate promisă. Nu știu cât este. Da, cam acum. Dacă mai vreți, noi mai putem să stăm. Urmăriți-ne și pe Facebook, urmăriți-ne și în rețea, vă înscrieți, participați. Și, încă o dată, ne bucurăm că am reușit să susținem și noi proiectul CRED cu acest webinar. Va fi postată înregistrarea pe pagina proiectului și în paginile noastre. Care este pagina Facebook? Elena, te rog să... Pe pagina de Facebook a rețeaua edu.ro sau a comunității Moodle România și Republica Moldova. Amândouă sunt pagini la care noi vom publica permanent știri. Comunitatea Moodle din România și Republica Moldova vor fi știri exclusive din zona Moodle și ceea ce avem, webinarele pe care le organizăm pentru Moodle, informații despre resurse, activități și pagina rețeaua edu.ro, unde
vom discuta despre ce avem nou în rețeaua Edu efectiv. Dacă aveți să ne scrieți, ne puteți scrie pe contact arond@rețeauaedu.ro și colegii noștri de la asociație o să ne transmită întrebările dacă sunt legate de Moodle ca platformă standard, care nu are legătură cu platformele școlare din rețeaua Edu. Informația cu siguranță se va distribui în locurile în care trebuie. Mulțumim mult de tot și stați pe recepție în proiectul CRED. Vi se pregătesc lucruri extraordinare pe mai departe. Mulțumim mult! Gata, o să închidem aici. Mulțumim, la revedere!